Salut! Sunt Andrei Frimescu și astăzi vreau să vă prezint cel mai important eveniment anual al industriei jocurilor de noroc din România, Entertainment Arena Expo, care a organizat anul acesta ediția cu numărul 10. Desfășurată ca de obicei la Romexpo, în perioada 5-7 septembrie, expoziția din acest an a fost probabil ediția cu anvergura cea mai mare. Cifrele comunicate de organizatorii evenimentului Expo 24 România susțin această declarație. La ediția 2016 au fost prezenți 62 de expozanți, număr record în istoria de 10 ani a expoziției, care au avut la dispoziție o suprafață de peste 7.000 de metri pătrați, de asemenea un record înregistrat anul acesta. Un al treilea record în dreptul ediției 2016 a fost marcat de numărul mare de vizitatori, peste 2.500 înregistrați în cele 3 zile de expoziție. Considerând suprafața standurilor, expozanții cu cele mai semnificative prezențe au fost EGT, Novomatic, Baum, Casino Technology, IGT, Newton Slots, Fortuna și Bed Construct. De menționat că ediția din anul acesta a fost prima ediție după acordarea primelor licențe de operare a jocurilor online. Mai mult decât în orice alt an, expozanții au pus accent pe acțiunile menite să atragă atenția vizitatorilor către standurile lor. Dacă în anii precedenți firmele se limitau în a oferi produse culinare, cafea și băutură coritoare și de a angaja hostese atrăgătoare care să întâmpine vizitatorii, anul acesta s-a remarcat o schimbare majoră. În acest sens, EGT a avut probabil cel mai agresiv mix de atracții, printre care s-au numărat premiile importante oferite prin tragere la sorți, un program de entertainment divers prezentat de MC talentați, susținut de actori, dansatori, gimnaști și DJ. Nu au lipsit, bineînțeles, nici fetele frumoase, costumate la fel ca personajele din cele mai populare jocuri de la aparate sau îmbrăcate doar în pene sau body painting. Novomatic a avut de asemenea atracții interesante, ca de exemplu turnele organizate la slot machines, la care au fost oferite premii foarte interesante, hostesele purtând ii românești sau prezența Ginei Pistol, o vedetă care a participat de mai multe ori la promovarea unor evenimente din industria cazinourilor. Organizatorii și-au exprimat aprecierea pentru firmele care au fost prezente la toate cele 10 ediții de până acum. Expoziția a fost cel mai bun prilej pentru prezentarea atât a noutăților în domeniul jocurilor și a echipamentelor de gaming, cât și a soluțiilor pentru sistemele de management a operațiunilor sau pentru dezvoltarea platformelor de jocuri online.